Mai vin Bali? Da, cel puțin un an. Iar Bali, mai ales cu românii, este o continuă vacanță și o continuă experiență. Suntem cu cele mai frumoase fete aici. Magic Mustache îmi dă un cocktail. Gata, plecăm. Am plecat. Ne vedem mai bine. Ne vedem mai bine. Pa! Bye! Am ajuns pe Ghili! Cum e? Cum e? Cum e? E, e super! Vezi apa până la fund, până la fund de tot. Mamă, uite cât se vede. Da, e super! Gata, luăm și căluțul acum. Cu căruța. Fetele s-au urcat. Suntem bine. Da, balansăm bine dacă stau eu aici? Oh! Hai, hai și tu, Diva, ce auzi. Oh, stai, că e bine. Suntem bine? Toată lumea ok? Suntem bine. Totul e ok? De cap, ieși claxon la căruță. Ce tare! Deci nu așteptam la claxonul la nicio viață. Să înceapă aventura. Asta o să fie faza zilei. Am ajuns în Ghili pentru a nu știu câte oară. Suntem la teren Beach Hotel. Iar camera mea este chiar în capătul culoarului. Este din lemn. Bine, combinată cu lemn. Foarte drăguț e în interior. Uite, îmi plac și detaliile astea la mânerul de la intrare, cât de frumos e. Și asta e camera. Foarte frumos, îmi place stilul. E foarte spațioasă, am aici un bună dulap imens, îmi place că e foarte multă lumină naturală, acolo mai e un geam, am o terasă uriașă și baia este deschisă, bineînțeles de la ploaie sunt niște urme de natură, așa, dar arată foarte bine, aici am chiuveta balineză, iar aici este shower in the sun. Și sub ploaie. Dacă ploaie, dacă plouă, am și dublu clătire naturală. E bine. Și Seb, avem apă caldă, e bine. Ce bine arată! Ce zici, Cristina, cum e? Ce trebuie? Ce trebuie. Și cu priveliștea asta și cu Ana dansând hula dance. Pa, pa. În seara asta am venit să mâncăm la Casa Vintage. Doamne, este o atmosferă absolut fascinantă. Ne place mult. Ne place tare mult aici. Și uitați, stăm aici în pădure. Suntem în căsuța din pădure. Mă duc în bucătărie să vă filmez mai bine. Să știți că sunt în bucătărie aici, uitați. Cât de frumos poate să arate. Wow. Și este foarte curat. Și lângă bucătărie au magazin. Și lângă magazin au bar. Și astea sunt celelalte mese. Iar aici în față avem
fructe sau legume uscate, nici nu știu. Da, legume uscate. Foarte frumos. Ne place mult, mult de tot și o să mâncăm dumpling cu snapper. Și ce mai mâncăm azi, fetele? Nu ne-am hotărât încă. Vedem din meniu, că ne-au spus că au specialitatea zilei. Ana este foarte... studiază acolo sistemul. Apropo, și meniurile sunt într-un mare fel. Vintage. Foarte frumos. Okay. Și suntem la plajă. Acolo în față e plaja. Suntem astăzi la momentul adevărului. Da. Vrem să o întrebăm pe Ana, pentru că deja este un vibe total, vrea să se mute aici, dar nu vă zic eu mai multe, o las pe ea să zică. Cum ți s-a părut excursia în Bali, excursia în Gili, cazările, comunicarea cu noi, cu ghizii tăi din Bali și de aici, și ce mai vrei tu să zici? O să încep cu partea de cazări. Când am ajuns, evident am fost super uimită de tot ce s-a întâmplat, pentru că mi-am dorit foarte mult, foarte mult excursia asta și a fost tot ce am vrut să experimentez de ziua mea, indiferent câți ani fac, nu m-a interesat chestia asta, am vrut doar să se întâmple de ziua mea. Vis-a-vis de ce de cazări, în Kuta mi s-a părut comercial, cumva. E o cazare cumva comercială, se simte vibe-ul ăla de... e foarte... o chestie multinațională, cumva. Adică e vibe de mulți oameni în același timp, se plimbă... Da, foarte multe mașini, infernal să treci strada. Deci dacă nu era tipul cu bastonașul la roșu așa să vină cu hei, să-i oprească pe toți, n-am fi trecut niciodată. În schimb, în momentul în care am ajuns în Ubud, cel puțin pentru mine, în afara faptului că am fost lipită de parbriz și am cerut special să stau în față, eram cu mâinile așa, mai aveam un pic și stăteam pe capotă ca o broască de sus. Dar să ne spui de ce erai lipită de parbriz. Ce vezi acolo e ceva dezlipit. De fapt, desprins dintr-un vis, o realitate alternativă, cumva, eram într-o altă dimensiune, nu, ceva care pentru mine a fost mai mult decât fascinant. Adică simțeam cumva că sunt într-un vis din care la un moment dat o să deschid ochii și o să vreau să mă duc înapoi. Cam asta era senzația de cât de absolut extraordinar e. Să nu mai zic că când am ajuns la nu mai știu exact cum se numește, la Leagăn, Alas Harum. În momentul în care am ajuns la Alas Harum și m-am văzut deasupra junglei pe un ponton și îmi curgea, îmi picura apă în cap care era fierbinte și mi-am dat seama că plouă, am zis, nu, asta nu e realitate, asta e ceva ce eu am ochelarii pe cap, sunt la mine birou și am ochelarii VR pe cap. Ce tare! Da, și aici nu, stai un pic, la un dat o să-i dau jos și o să zic că stai, eu n-am... Da, deci nu, e absolut extraordinară. Experiența cu Leagănul nu mai are... M-am uitat, m-am făcut un reel cu Leagănul ăla și cred că eu l-am văzut de 1000 de ori, adică 1000 de vizualizări probabil sunt doar ale mele. Da, cazarea din Ubud... extraordinar, adică am ajuns foarte târziu, beznă total, abia am ajuns. Deci un hidden gem extraordinar pe care l-am experimentat. Cu piscină proprie, cu... da, verdeață, multă natură. Super multă verdeață. A plouat în continuu, dar pentru mine n-a fost o problemă. Deci absolut deloc n-a fost niciun fel de problemă, pentru că îmi plăcea tot. Sunete de orice fel de animăluțe peste tot. Nu știu, că cel puțin camera de cazare, în momentul în care am intrat și am văzut că este mai multă sticlă decât perete plin, iarăși a fost un fel de wow. Se întâmplă așa ceva, chestia asta e reală, adică mă uit, o văd cu ochii mei și nu printr-un ecran. Da, am tras toate draperiile să văd afară, să văd tot ce se întâmplă, să aud tot ce se întâmplă. Experiența cu elefant, nici nu știu de unde, că toate zilele mi s-a amestecat, e ca și cum nici n-am dormit deloc, doar am experimentat în continuu tot. Experiența cu elefanții la fel, deci nu credeam că o să am o conexiune atât de profundă cu un animal până nu am pus prima dată mâna pe un elefant. E, are o textură de pământ, așa, parcă m-am
îngropat în pământ și m-am dezlipit din nou și am deschis ochii și autera. Cam asta, cam asta am simțit. Și nu știu, să-i văd super blândețe aia din ochi. Da, nu, e foarte greu. E foarte greu să mă pui să zic chestiile astea în cuvinte, pentru că e... Da. Și mai ales că ai fost la un sanctuar, erau și bine îngrijiți, da, exact, acolo. Da, exact, da. Deci nu am simțit nicio secundă că elefanții ar fi cumva... Nu li s-ar da ceva de care au nevoie, că... Na, nu, deci chiar cumva am intrat în lumea lor și am fost lăsat în lumea lor. Da. Despre ghilii. Nu. Ești aici încă. Da, sunt aici și mă simt aici. Eu nu mă împac bine cu căldura. Adică în momentul în care e prea cald, încep să-mi ardă hainele pe mine. Nu știu dacă cunoașteți senzația, dar cum am asta pe mine, la un moment dat am simțit că ia foc. Și am zis o pauză, ceva aer, de oriunde. Da. E la fel de cald ziua cum e și noaptea. Sunt 30 de grade constant. Da, sunt cumva 50 de grade constant, cam așa se simt. Am învățat să mă dau cu bicicleta după 19 ani, ceea ce e super. E-i bravo, Ana. Da. Bravo, Ana! Super faină, chiar super faină. Toată lumea se mișcă atât de încet. Adică e un fel de slow motion în slow motion. Ei bagă întâia, au rămas în a întâia și după aia se pun pe liber. Ultra slow motion. Da. Și când s-au pus pe liber, au uitat deja. Mi-a zis să-i aduc ceva. Am cerut un kettle fierbător de apă. Mi-au adus 15 pliculețe de ceai. Adică trebuie răbdare foarte multă cu ei. Da, dar în rest e... Nu știu, cel puțin acum suntem într-un restaurant pe plajă, se vede și acolo înăuntru, care e exact chill-ul perfect pentru toată lumea. Nu cred că există un om care să vină pe aici să spună, a, mie nu-mi place, înseamnă că n-a înțeles nimic din toată experiența asta și nu, atât, atât, da. Despre ghismă. N-am ce să comentez pe partea asta, adică eu oricum am rezonat foarte bine cu Cristina din momentul în care... Stai puțin, stai, gata, era focusul, energia prea mare, căldura. Da. Din momentul în care am văzut o video, culmea a fost că eu n-am putut să dau video atunci pentru că eram la sală. Și erau așa cu hai să mă îmbrac repede și mai dădeam un ochi la telefon, aveam și căștile în urechi. Dar mi-a plăcut foarte mult, deci chiar foarte mult. Și a zâmbit așa tot timpul, deci tot timpul videocall-ul ea zâmbea. Da, și în momentul în care am ajuns, da, a fost așa, da, parcă m-am simțit de-a locului. Și ei m-au ajutat, și Cristina și Dragoș m-au ajutat foarte mult să mă simt de aici și să-mi dea tot ce am nevoie, oricând am nevoie. Orice fel de întrebare pe care le-am pus, oriunde am vrut să mă duc, orice, oricând. Deci știam că dacă le scriu la 3 dimineața, de exemplu, la unde o să-mi răspundă. Nu știu, aveam, deși na, dormeam len la 3 dimineața, da, foarte prompți. Ne-au dus la cele mai faine restaurante. Deci, nu încape discuția aici. Cu view, cu mâncare, cu tot, tot, cu totul, cu atmosferă. Da, asta e. Mai vin Bali? Da, da, e clar. Cel adică, puțin o dată. Cel puțin un an. Bună asta. Bună, bună. Da, da, nu. Deci e tot undeva la aici. Ne bucurăm din acolo. Suflet. Din suflet ne bucurăm, da. Și data viitoare cred că o să vii și exact va fi o a doua oară, un an. Da. Și chiar... Da, deci nici nu m-ar supăra, adică cum ar putea să mă supără să stau adică aici. Poți să și rămâi dacă vrei, da. Nu-i problemă. Dacă aș putea, chiar cu tot dragul aș rămâne. Da. Iar Bali, din punctul nostru de vedere, mai ales cu românii, este o continuă vacanță și o continuă experiență. Învățăm și noi ce îi atrage pe oameni și chiar ne bucurăm de review-ul tău. Că a fost un review. Da, și nu știu, n-am cuvinte. Mai avem încă timp aici.
împreună. Nu vreau acasă. Mă, deci mă, când mă gândesc să am gândul ăla că o să mă urc în avion, sunt foa. Pleacă de aici. Aia, ești, mai e până acolo. Nu e momentul să vii acum, doar du-te un pic mai în spate acolo. Cheers. Și continuă distracția mai departe. Deci ne-a venit peștele galben cu sos. Doamne, ne-a adus un wok. Deci ce e asta? Deci e uriaș. Doamne, cum arată. Maybe more. This is amazing. Thank you. I like it. Already so much. Already finished for this one? Yes. Dacă mai pune niște sos în plus, mai mâncam. Wow. Doamne ferește, deci nu... Nu de altă, dar trebuia filmată cu blitz chestia asta, că arată într-un mare fel. Doamne. Scuza, Ana, dacă spun blitz în ochi. Dar arată minunat. Hai că-mi vine și mie wok-ul. Yes. Okay. Deci, uite-te cum poate să arate. Nu vine să mănânc. Mamă, e genială. Și avem și pitucă de asta grecească, jamaican. Ah, și e caldă și crocantă. Și mie îmi place sincer că e și crăpată asta de lut, vezi? Nu știu ce drăguț arată. Bună dimineața, nu știu dacă mă auziți, dar astăzi o să fie o petrecere mare. Suntem cu cele mai frumoase fete aici. Gașca de indonezieni. Mergem pe Utopia. Bărcuța aia care nu e prea bărcuță. Așa, hai să vedem. Și am ajuns în bărcuță, n-am mai putut filma că am intrat foarte greu pe bărcuță, pe ea. Zi întâi actul. O să vorbesc să nu se audă muzica. Și Magic Mustache îmi dă un cocktail. Thank you so much. Așa, și să mergem să vă arătăm unde s-au așezat fetele și mai târziu o să vedeți și cum se prezintă bărcuța, arată superb, este iact, avem aici plase de relaxare cu beanbag-uri, fetele sunt acolo, mă duc să dau și eu noroc cu ele. Ok. Okay, let's go jam. Bravo! Cheers! E bună, e bună, e bună! Cheers! Am ales un restaurant mai rustic, așa, mai pe vibe de ghili. Ia uite ce frumos! Suntem la Cloud 9 și pe bune, chiar te simți aici în al nouălea cer, dar noi stăm în fața restaurantului, pe plajă, bine, tot al lor e și această zonă. Vai, și abia aștept să văd cum se fie mâncarea, că peisajul este spectacol, absolut fascinant, ia uitați. Și perdeaua aceea de copaci tăiați și aranjați la dungă, ce se vrei mai mult? Ziceți și voi, ce să vrei mai mult de atât? Ce să vrei mai mult de atât? Doar companie bună, o ai, restul e istorie. Vai, dacă de frumos e, Doamne.